Printre numeroasele așezăminte monahale din Oltenia se află și mănăstirea Arnota. Ridicată într-un loc greu accesibil, pe un versant, se găsește nu departe de altă importantă mănăstire, Bistrița Olteană. Biserica ansamblului poartă hramul Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavriil, și a fost ctitorită de domnitorul Matei Basarab. Este o construcție mică, cu linie simplă și sobră, ridicată înainte de 1638, pe locul unei așezări monahale mai vechi. Lăcașul a fost conceput în stilul arhitectonic triconc, obișnuit în țara românească și împodobit cu frește. Pictura este păstrată în forma originală, care aparține meșterului Stroie, din Târgoviște. La exterior, zidul bisericii este înconjurat de un brâu median de cărămidă în relief. Deasupra brâului sunt ocnițe adânci, iar registrul inferior are firide superficiale rotunjite. În pronaos au fost îngropați Matei Vodă Basarab și soția sa, doamna Elina. El moare la Târgoviște în 1654, însă 3-4 ani mai târziu are loc o răscoală a seimenilor, care profanează mormântul. După 3 zile, osemintele au stat aruncate în piața din fața bisericii și Mihnea al III-lea, care era atunci la domnie, aduce osemintele lui Matei Basarab aici la Arnota, după cum de altfel era dorința domnitorului. Tot aici este înmormântat tatăl ctitorului, Danciu Velvornic. Sfântul voievod Constantin Brâncoveanu a refăcut întreaga mănăstire între 1705-1706. Cu toată dragostea cu care Matei Basarab a ridicat mănăstirea, ea a avut parte de-a lungul vremurilor de multe greutăți. Prima înnoire este făcută în vremea lui Constantin Brâncoveanu, la 1705, în care este adăugat pridvorul. Tot atunci sunt refăcute pictura din firidele ferestrelor și nișa dintre naos și pronaos. Tot Constantin Brâncoveanu i-a dăruit o catapeteasmă în lemn de tei aurit, sculptată, care rivalizează cu cea a Hurezilor și a mănăstirii Surpatele, și două clopote de bronz, care se găsesc și astăzi. O altă renovare a mănăstirii, mai puțin fericită, s-a făcut între anii 1852-1856, în timpul domnitorului Barbu Știrbei. Atunci au fost dărâmate o parte dintre chilii și au fost construite noi clădiri, în stil neogotic. Știrbei Vodă însă nu a intuit locul minunat care se potrivea sihaștrilor care locuiau aici și el a clădit atunci o închisoare, ziduri pe care le-a folosit ca o închisoare politică. Mănăstirea însă nu a fost închisă, a existat întotdeauna un preot slujitor care cel puțin aprindea o candelă în biserică și făcea rugăciunile atât cât putea la vremea respectivă. Restaurări radicale au avut loc și în secolul al XX-lea, mai ales după ce a fost deschisă cariera de calcar din apropierea mănăstirii, care a afectat ansamblul. Prin pictura, arhitectura și sculptura sa, mănăstirea Arnota poate fi considerată una dintre cele mai reprezentative vetre monahale românești. Sfântul cuvios Dimitrie cel Nou, ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală, este cunoscut tuturor ca ocrotitor al capitalei României. Deși evlavia pentru acest sfânt vlah are o lungă tradiție, moaștele sale au fost aduse din sudul Dunării în țara românească de-abia în vara anului 1774, în urma unor evenimente dramatice. Secolul al XVIII-lea a fost străbătut de numeroase războaie între Imperiul Otoman și cel țarist. Una dintre aceste confruntări a avut consecințe importante și pentru români. Astfel, în anul 1769, armata otomană a suferit o grea înfrângere, în urma căreia Moldova a fost ocupată de ruși.
De aici, armatele țariste au trecut în Muntenia. Chemate de domnitorul Grigore Ghica, care spera să scape astfel de jugul turcesc. Confruntările se încheie cu un vestit tratat, de la Cuciuc Hainargi, prin care era prevăzută și înapoierea celor două principate, ale Munteniei și Moldovei, sublimei porți. În decursul războiului, generalul rus Petru Saltykov a trecut cu armata în sudul Dunării, intrând în mai multe localități, printre care și Basarabov. Aici a găsit moaștele Sfântului Cuvios, cinstite de peste jumătate de mileniu. Deoarece zona urma să se întoarcă sub stăpânire turcească, a luat cinstitele moaște cu gândul de a le duce în Rusia. Pe drum însă, la București, un bogat și influent boier român, pe nume Hagi Dimitrie, a insistat ca ele să fie lăsate în Catedrala Mitropolitană, lipsită pe atunci de relicve sfinte. În consecință, din vara acelui an, moaștele au fost așezate în Sfântul Lăcaș, iar Sfântul Cuvios Dimitrie a fost proclamat ocrotitor al Bucureștilor de către Mitropolitul Filaret al II-lea în anul 1792. Generalizarea cultului în Biserica Ortodoxă Română pentru Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamată în anul 1955. De-a lungul vremii, populația aromână a avut un important rol istoric în peninsula balcanică. De asemenea, aceasta a militat pentru păstrarea dialectelor provenite din limba latină în toată această parte a Europei. Prima alcătuire a unui abecedar în aromână se datorează preotului Constantin Ucuța. Pedagog din secolul al XVIII-lea, acesta era originar din Moscopole, localitate din Albania locuită aproape exclusiv de aromâni. Ca și alți intelectuali vlahi ai vremii, a călătorit departe de locurile natale, ajungând hartofilax, adică arhivar, și protopop în orașul Posen din Prusia Meridională. Preotul Constantin Ucuța a tipărit la Viena în anul 1797 lucrarea Noua Pedagogie sau abecedar ușor de învățat pentru copiii tineri, carte românească, Romano Vlahă, în textul original. Lucrarea, legată în 30 de foi și scrisă cu litere grecești, era adresată în special celor care păstrau graiul străvechi din regiunea Moscopole. Abecedarul a cunoscut însă o largă răspândire, fiind folosit și de aromânii din Imperiul Habsburgic.